în dans nou, puie șarpe. Clar, acasă mergi. Aha. Stai, dar tu ai pregătit ceva pentru mama ta. Pentru câteva zile, deja este 8 martie. Și ce ar trebui eu să-i pregătesc? Nu știu eu. Poate... Dar tu ai pregătit deja? Da, desigur. Face așa ceva. Meșter din mine! În schimb, tu ai putea să-i cânti un cântec. Vecinilor nu le place când cânt eu. Această variantă nici nu se discută. Atunci înveți pentru ea o poezie. Și să o recit? Stând pe scaune, prăjiniți, grupa mică. Și totuși, trebuie cumva să o felicit. Voi face ceva bun sau voi spune ceva drăguț? Fie! Ia, tu intri pe ușa. Mama ta deja este acasă. N-am înțeles. De ce te-ai lungit pe bancă? Ți-am pregătit prânzul. Sunt obosită. Mama mea niciodată nu se odihnește în timpul zilei. Nu are timp. Bine. Cum stau lucrurile la școală? Bine. Ai vrea să arăt cu noi în coș? Cu ce ocazie? Dar poate ai vrea să merg la magazin după pâine? Ai primit vreo notă rea? Nu, n-am fost întrebată azi. Dar poate vrei să spăl vesela? Ai spart vreun geam? Nu, n-am spart eu niciun geam. Dar poate vrei să mă duc odeaua? Te-ai certat cu cineva și mă cheamă la școală. Stier, vino-ți în fi. Când am fost eu încât să mă cert așa de tare, că părinții mei să fie chemați la școală. Tot acum recunoaște ce ai făcut. E ziua mamei doar. Vreau să-ți fac ceva plăcut și bun pentru tine. Ce umor special ai tu. Mai nu am făcut infarct. Estela, tu deja exagerezi puțin. Știi, tot felul de concerte, cadouri, de parcă noi o iubim pe mama doar de două ori pe an, de ziua mamei și de 8 martie. Până vrăceală, eu mă iubesc mama în fiecare zi și știi ceva? Despre asta îi voi spune chiar mâine, pur și simplu îi voi spune și punct. Și totuși, e bine că există astfel de sărbători. Ele unesc și ne cultivă pe noi. Ce plictisitoare ești tu, Stela? Eu nu am nevoie să fiu cultivat. Sunt deja cultivată de-a mine. Bun! Propun să-i scriem o poezie. Iar pe 8 martie o vom recita noi. Stâmpe scaunier? Da, chiar și pe noptieră. Principal lor trebuie plăcut. Și despre ce să fie această poezie? Păi, despre ce ai dori să-i spui mamei? Bine, dar eu nu pot compune. În schimb, eu pot. Deja notez. Te iubesc, mămica mea, mereu! Ești într-una pentru mine ca un zeu. Fii frumoasă, fericită, fii cu noi! Într-o casă caldă,
căuta și florile și am găsit după pâine, dacă ceva. Păi, asta dacă va fi nevoie, principalul ia. Mama, mi-o iubesc în orice clipă, în orice zi a vieții, ești a mea.